zona de business unde activezi de ceva vreme, poate că mulți nu știau, dar tu n-ai trăit niciodată din arbitraj? E da, corect, nu, e? asta a fost un sfat pe care tata mea mi l-a dat încă de la început, să nu spui bazele în arbitraj, pentru că având un contract, având o siguranță a carierei. Depinți de lucruri subiective, îi place unuia de, de tine un, da. foarte bine, nu îi place la revedere, nu arbitrezi, nu arbitrezi, nu încasezi, nu încasezi, familia suferă da. Din și atunci e. trebuie să fii într-un fel acoperit și asta le-am spus și eu tuturor uh, arbitrilor tineri cu care am vorbit să, să aibă întotdeauna o bază alta decât arbitrajul pentru, uite a venit pandemia, practic lucrul ăsta a afectat pe toată lumea, da. arbitrii n-au avut contract, arbitrii n-au încasat absolut nimic în perioada aceea. Arbitrii au fost descoperiți. Dacă fotbalistul avea un salariu pe care, jucanul juca, trebuia să-l încaseze, arbitrul nu. E un exemplu foarte important de cum poți, dintr-o dată, să treci de la încasări care te pot face să te simți bine, la încasări zero. Și atunci ce faci? Ce faci tu dacă te ofertează un club din Liga 1 să-i fii președinte? Da. Cum ai răspunde? Depinde. Evident că la prima vedere pentru mine ar fi o bucurie, pentru că întotdeauna mi-am dorit să rămân în administrație în fotbal, dintr-un anumit punct de vedere. Faptul că acum am avut discuțiile pe care le-am cu Lica, pleacă tot de aici, de la dorința mea de a rămâne într-un fel și în fotbal. Da, dar poți dezvolta uh, și celelalte din uh, afaceri, Eu uh, dacă da. vei conduce un club? Uh, nu știu exact cum aș reacționa, depinde de foarte mulți factori, depinde de siguranța pe care ți-o asigură, depinde de lucrurile pe care vor să le facă acolo, de performanțele pe care vor să le facă, pentru deci că te în orice domeniu, domeniu în orice, e. da bineînțeles. În orice domeniu activez și în orice domeniu am activat, mi-am dorit să fac performanță. Uh -huh. Și că mi-aș dori, bineînțeles, m-aș vedea la un club de fotbal. Și fie ce te interesează? Nu știu ce să spun, au tot apărut discuții în ultima vreme că mă interesează și fie din punctul meu de vedere mă interesează ca actuala șefia CCA să se trezească odată pentru că au trecut șapte ani de zile în care nu s-a întâmplat mare lucru și în care toți ne întrebăm care e plusul valoare pe care l-a adus din punct de vedere al campionatului intern. Și îmi doresc ca actuala conducerea CCA să prioritizeze Liga I, nu să prioritizeze arbitrii români care pleacă în străinătate. Și aici colegii mei o să se supere pe mine, dar eu pur și simplu cred că totul pleacă de la această filozofie în care Liga I trebuie să fie pe primul loc, și apoi după aia vor veni rezultatele Da, pentru și că din punctul ăsta de vedere, Vasaras și-a făcut treaba. Este sau dacă nu a făcut-o el, a fost acolo. Omul da. care a condus CCA-ul când românii au ajuns, Hațegan a fost rezervă la finala Champions League, nu? Da, da, și asta vreți să vă spun, Mie nu mi se pare ok și nu mi se pare corect să-și asume altcineva meritele pentru performanțele pe care le au acești arbitri. Da, sub mandatul domnului sale sau pe Ok, putem să spunem că sub mandatul lui, dar este Comisia Centrală a Arbitrilor din România. Este pentru campionatul intern din România, este pentru Liga 3, Liga 2, Liga 1. Oamenii ăștia ce fac? Ce se întâmplă cu arbitrii din Liga 3, Liga 2, Liga 1? care îmi scriu pe Facebook, care îmi scriu mesaje, care mă sună și îmi spun, Doamne, nu știm ce se întâmplă cu noi. Arbitrăm, nu arbitrăm, mai suntem. Cât s-au lăsat tu în, pandemia ești asta? în opoziție acum? Nu, sunt și în că opoziție. Eu am fost tot timpul în opoziție și când eram arbitru. Lucrurile astea nu se știu, pentru că noi acolo le aveam discuțiile astea pe care acum eu le am public în sfârșit. Eu le aveam cu Comisia Centrală și cu colegii mei la fiecare curs. Uh -huh ce se întâmplă cu arbitrajul, ce se întâmplă cu echipamentele, ce se întâmplă cu ne dau sau nu ne dau salarii. Lucrurile astea tot timpul am fost o voce și m-am exprimat. Poate de-aia nici nu m-au plăcut pentru că eram ca un ghimpe. Dar lăsând la o parte asta, oamenii ăștia trăiesc pentru... Trăiesc și ei în fotbal, în ligile inferioare și își doresc și ei să ajungă acolo să facă performanță și sunt un pic de debusolați, nu știu ce se întâmplă în momentele, în momentul ăsta. Este momentul să se trezească și să facă ceva și pentru ei. Am înțeles din, interviu pe care l-a dat Vasaras că de luna viitoare o să înceapă un proiect. E foarte bine că după șapte ani de zile de când e aici va începe un proiect luna viitoare, îl așteptăm cu interes și toți suntem pregătiți să vedem, wow, ce minune se va întâmpla în Liga începând cu luna viitoare. Probabil îi mai trebuie încă șapte ani ca să vedem și rezultatele, pentru că sunt convins că orice proiect începi, trebuie Sinceri, o perioadă de timp o ca de să vezi și rezultatele. E o dezamăgire acest Vasaras pentru tine? a reprezentat un nume în arbitrajul nu, mondial. Nu știu ce să spun. Ca este manager. o dezamăgire uh, felul în care a menegeriat în cei șapte ani de zile Comisia Centrală a Arbitrilor și felul în care, uh, cum a pornit, am fost entuziasmat și am urmărit discursul cu maxim interes. Toate cele cinci puncte pe care le-a prezentat atunci am fost foarte încântat și am zis ia uite, se vor întâmpla lucruri uh, de viitorul arbitrajului. O Intrăm într-o nouă eră de comunicare și transparență. Adică lucrurile astea le-a prezentat la conferința aia de presă atunci când a fost prezentat exact. de către... O federație ca viitorul președinte. Uitându-mă în urmă, în cei șapte ani de zile, chiar aveam o dezbatere cu unii colegi și spunea doamne, dăm și mie un singur nume, un nume de arbitru, pe care l-a luat Vasaras de la Liga 4, tânăr arbitru. Asta m-a întrebat domnul Crăciunescu acum trei zile. L-a luat, l-a luat, l-a dus, l-a promovat, l-a susținut, l-a ajutat, l-a pregătit și l-a dus în Liga 1 și iată l el este, iată, model. Băi, doamnilor, eu pe acest arbitru l-am adus. Nu există. Ceea ce Spune multe, într-adevăr. Nu există, nici măcar unul. Dacă de luna viitoare vor apărea, Doamne, ajută, îmi doresc să apară, pentru că să știți că va fi nevoie de arbitrii. Dacă implementăm var. var uh, haideți să facem un calcul matematic simplu. <coughs> sunt 8 meciuri pe uh -huh. etapă. Avem nevoie de 2 arbitri, unul la centru, unul un în oficial, da? Da? Deci din toate sunt 16 și mai nevoie de încă 16 care vor fi? VAR. da? În acel VEN, care trebuie să fie arbitri, nu arbitri asistenți. Dincolo de asistenți. Dincolo de asistență. Vorbim numai despre arbitri. Deci vom avea nevoie de 32 de arbitri. În acest moment sunt 25. Ok, se poate discuta la modul ca din punct de vedere organizatoric îi poți folosi unul arbitrează azi și, și, peste 3 zile poate fi var. Dar mai uh, nevoie de arbitri noi și pe lângă uh, pregătirea lor ca var, ce o să facem acum? Având în vedere ce se întâmplă în ultima vreme, o să avem meciuri care o să fie pelungite cu 7-8-10 minute? Pentru că trebuie să se uite arbitru de 10 ori la var? Adică pregătirea paralel trebuie să fie permanentă, nu prin video, nu doar de dragul de a o face, nu doar că ne întâlnim, ne ascult, îl ascultăm pe Vasaras două ore pe Zoom, în care efectiv toată lumea doarme, și considerăm că ăsta a fost cursul de pregătire? Așa se fac? Așa se fac. Și din punctul meu de vedere nu este suficient. Deci dacă degeaba implementezi VAR, dacă la sfârșitul meciului o să se uite de 10 ori și o să avem 10 minute în plus la final și o să stricăm spectacolul fotbalistic. Da. Dezvăluiri cu adevărat, cum să le numim, domnul Ienci? Nu știu. Cu tremurătoare, parcă e prea mult spus, da? Din interiorul CCA și cum funcționează această Comisie Centrală a Arbitrilor, în mod așa ocult. Și uite Cred ce că, că n-ar în strica mai multă transparență. Adică un pic mai multă comunicare din partea lor. N-ar să știm cine sunt, să știm cu ce se ocupă fiecare. Să știm cum pregătesc Eu cred că lucrurile astea ar aduce un beneficiu Oamenii s-ar mai liniști, părerea mea Dacă ar ști cum se pregătesc arbitrii Și dacă ar ști că există o comisie centrală Care face anumite lucruri ne existând această comunicare Se pot naște N speculații uh -huh. Prea mult timp arbitrii s-au bazat Pe pregătirea individuală Și din punct de vedere centralizat Au fost un pic lăsați așa la o parte Ok, li se cere să trimită programul de antrenament Către un fitness coach care este în Cluj și care periodic le mai cere, dacă nu uită să le mai ceară, ce pregătire fizică au mai făcut în ultima vreme. Dar vă rog să mă credeți, pregătirea individuală este baza. Ei tot timpul se vor pregăti singuri, își plătesc singur antrenorul, își cumpără singuri medicați, Nimeni nu le spune, nu există un uh, medic care să le spună, domnule, luați-vă vitaminele astea, luați-vă uh, medicamentele astea în caz de ceva. Fiecare ce se descurcă să existe, singur nu? pe cont dacă propriu. Dacă vorbim de un manager adevărat. Asta înțeleg. Ceea ce, după părerea mea, ar fi trebuit să existe. Și atunci, cum să le cer să fie profesioniști? Nu ai cum. Cum să-i cer un iarbit să fie profesionist când, de fapt, el se pregătește singur, când, de fapt, el își plătește singur tot, când, de fapt, nu ai niciun contract, când, de fapt, el pur și simplu se bazează pe o decizie subiectivă a cuiva dacă este sau nu este delegat. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, după așa, părerea mea... dacă tot suntem la ora dezvăluirilor și ești în afara fenomenului, da? Da. Adică, nu mai, nu mai ești în afara fenomenului. Ești în fenomen, dar nu mai ești implicat. Da. Activ. Iată, nume importante din arbitrajul românesc, Crăciunescu, Porumboiu, Balaj, n-au nicio treabă cu CCA, din niciun punct de vedere. Ți se pare că e o simplă coincidență sau există o adversitate față de oamenii ăștia, inclusiv uh, față de Marius Avram? Da? Mi-e greu să vorbesc despre altcineva, dar dacă putem să luăm exemplul meu și să-l transpunem că s-ar folosi modul ăsta de lucru și în relația cu ceilalți, nu mi se pare deloc uh, o surpriză faptul că nu este nicio relație. Uh, Patriciu Abrudan. Deci dacă pe mine, m-a dat afară fără să-mi spună nimic înainte, pur și simplu am aflat după. Adică fără o discuție omenească, domne, te dau afară de pe lista FIFA, vezi, pregătește-te. Ai, ai mai spus, sunat, da, am mai repeti. spus, da, mai spus. Am zis că nu mai vorbesc despre asta pentru că Scurt. privesc în viitor. Am aflat pur și simplu Nu te așteptam de niciun absolut semn, deloc. niciun semnal nimic. M-a sunat președintele CCA la două zile după ce a avut loc ședința. Și mi-a spus: "Nu mai ești pe lista FIFA." Deci de, de acum trebuie. două zile. Ia să-mi telefonul din mână, mână efectiv, patru ani de zile. Încă patru ani? Încă patru ani, da. Mi-a căzut telefonul din mână, adică eram, am fost un pic așa șocat, zic, o surpriză neplăcută și cam asta a fost tot dialogul. Uh, șoc. Dacă așa, ai proceda cu mine. Ok, lăsăm mă pe mine la o parte. Uh, și ne gândim că ăsta e modul de lucru. Cum să rămâi prieten cu omul ăla? Cum poți tu după aia să vii să-i zici, hai, vine o lângă mine sau nu știu. Uh, când Cristi Balas cere el să vină să ajute și tu nu îi răspunzi. Când pe Tudor îl trimis să stea pe coclauri când el a fost numărul 1 și alții care au de zeci de ori mai puțin de meciuri decât el sunt acolo în Comisia Centrală sau Observatorii în Liga 11. și pe el îl trimis Observator în Liga 3 -a, pe Tudor, care totuși e un nume. Cum să mai vină el după aia să consider că, domnule, ai că suntem prieteni? Deci modul de lucru este clar. Înlăturarea anumitor anumite tipologii de oameni care probabil nu sunt agreați acolo în jurul lor și îndepărtarea lor de Comisia Centrală. Probabil este vorba de control. Dacă nu controlezi, nu accepți lângă tine. Poți controla, de e, foarte bun, e foarte bun, îl aduc lângă mine pentru că oricum face ce spun eu. Eu cred că de aici pleacă totul. Da, nu știu. Dacă mai vrei să adaugi tu ceva... Nu știu, eu nu crezi că pe vremea ta lucrurile funcționau altfel sau e uh, la fel numai că n-am aflat noi Mă gândesc așa că ce a spus Marius e valabil și în, și în fotbal și în și de... viața antrenorilor De fapt în cam în orice domeniu se adică întâmplă, trebuie să fii umil, se nu? întâmplă același lucru. Depinde cum poți să fii umil, că umil se poate înțelege și sub o altă formă. Poți să fii umil, poți să fii un modest, educat Înțelegător, dar probabil că dacă ești așa, s-ar putea să ai, să ai mai mult de pierdut. Și sunt foarte multe. Eu sunt surprins plăcut de ce îmi spune, spune Marius. Din păcate sunt foarte puțini oameni care să spună lucrul De deschiderea pe care o are, nu Sigur, de ce nu, se, nu, se de întâmplă. De deschiderea pe care o are și felul cum, vorbește, felul cum gândește, da, în primul rând felul cum vorbește, da. pentru că e foarte greu în... să trăim într-o lume total diferită față de ce eram cum. 20-30 și răzbunătoare da. care nu uită, care A, nu vreau să mai intru în detalii da. de asta, dar uh, sunt lucruri care chiar vorbeam. Uh, păi, poți să fii sigur că și în cazul nostru al jurnalistilor stau la fel, adică oricând uh, poți să chiar zbori mă gândeam de așa, undeva. Mă gândeam cât de important este să, să, ai, să ai un reper sau repere, da. să ai modele de viață pe care să le urmezi. Noi în momentul de față în, în, în România, în țara noastră nu, am mai, nu mai avem ce urma modele. Să avem un reper, să vedem ce nu, se pare că mergem pe un drum, drum greșit. Și mereu vor apărea discuții în contradictoriu și vis-a-vis -vis de, de acest sistem VAR. Și în față de alte, tot timpul vor fi controverse. Uh, odată ce nu, ce nu există o bună organizare, ce nu există o înțelegere între oameni, uh, să-și respecte fiecare atribuțiile pe care or, le are or, de da. respectat, nu, nu nu vom ajunge. Vedeți că noi tot timpul vorbim de. de ajungem la echipa națională, nu? unde cu toții urmărim să avem rezultate foarte bune. Nu e imposibil să avem rezultate foarte bune. Pentru că noi, să recunoaștem, avem un nivel de fotbal foarte scăzut și uitați-vă că orice disciplină sportivă a dispărut, nu mai avem. Sunt oameni care poate sunt potenți financiari și ar vrea să se implice în sport poate în fotbal, care e cel mai iubit sport din, din, lume și mai ales la noi în țară, dar la ceea ce se întâmplă la noi în țară în fotbal, lumea se ușor, ușor se îndepărtează de fotbal. Cei care, care ar vrea să investească. Uitați-vă la toate discipline sportive, la gimnastică, la, la, box, la atletism, la handbal masculin, la, uh, au dispărut. Da, e o, discuție... și e o discuție mai amplă aici. Și interminabilă, nu doar amplă. Sigur, sigur că da. Mulțumesc! Vă mulțumesc, Marius, a fost o onoare și o plăcere să te am aici alături Plăcerea nu, a fost de partea mea, mulțumesc că de invitație Nu acelea sentimente nu sunt valabile și în cazul lui Adi, dar cu Adi mă văd mai des da, da, Cu da. tine, dacă o să intri și la Liga acum sau pe unde mai intri, e greu da. să cred că o să mai ai aceeași disponibilitate Și din cauza programului și din cauza statutului pe care o să-l like. ai, că nu poți să vii așa săptămânal în fața publicului Punem punct acestei ediții, mâine, atenție, ne întâlnim de la ora 9